Direcția de Asistență Socială și Protecția Copiului din Călăraș are o nouă conducere. Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călăraș, a postat pe pagina sa de socializare faptul că ultimul incident înregistrat la centrul de plasament Ulmu la a determinat să ia hotărârea de a demite șeful de centru și de a schimba directorul DGSPC. Conform președintelui DGSPC călăraș rămâne subordonat a Consiliului Județean călăraș cu cele mai mari probleme ce necesită rezolvare imediată. De marți 15 iunie, conducerea direcției îi revine Daniele Arbagic, un om cu experiență în domeniu de 25 de ani.